Bună seara! Bună seara! Suntem de la Edit Ocneța și oferim serviciul Flori pentru tine. Stimate domn, cunoaștem că astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Și cineva care vă stimează foarte mult au decis să vă ofere în dar mai multe emoții pozitive și acest buchet de flori. O șampanie pentru toți invitații dumneavoastră și vă întrebăm dacă intuiți cam cine ar fi autorul, autorii acestei surprize. Cum să spunem? Parcă intuim, parcă îmi pare cu noi. Îmi pare cu noi așa după câte, dar vedem, nu știu, răspunde. Ascultați și mesajul pentru dumneavoastră. După mesaj, da. Da, după mesaj aflați cine este. Suntem nespus de bucuroși că te cunoaștem. Ești un om cu suflet mare, un om săritor la nevoie și mereu de ajutor. Noi te stimăm mult și apreciem înalt calitățile ce te caracterizează. Ești un izvor nesecat de energie, ești de neîntrecut la glume, mereu vesel și respectuos cu cei din jur. Ai format o familie frumoasă, în casa ta mereu e cald și luminos. Ușile le țineți deschise pentru toți cei apropiați și dragi sufletului, inclusiv și pentru vecini. Astăzi noi suntem alături, aici lângă tine. Ce fel de sărbătoare fără noi, cu mătrii tăi. Și mulțumim Domnului că mai suntem și vecini. La mulți ani, cu mult noroc. Mesajul este semnat de... Mătrăiena. Corect. Și Loredana. Și Loredana. Da. Și Cristian, fac ștabile. Mulțumim mult. Mulțumim și la Sângă. Cucuța, mulțumim. Doamne, și mine-i dat până, da? Mulțumim, da, mulțumim. Poftim. Luați parte și dumneavoastră de, de mesaj, de truda dumneavoastră și vă rugăm să... Luați parte cu noi. Da. Când dragostea îți scrie cu plată, prietenul nu stă în calea lor. Când dragostea îți scrie cu plată, prietenul nu stă în calea lor. Mi-e dor de voi, prieteni buni, mi-e dor de voi, mi-e dor de casă și străbuni. Mi-e tare dor, o viață dacă aș mai avea, pe acest pământ eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt. Mi-e dor de voi, prieteni buni, mi-e dor de voi, mi-e dor de casă și străbuni. Mi-e tare dor, o viață dacă aș mai avea, pe acest pământ eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt.